Salut tuturor, am aici un telefon pliabil care probabil că are cel mai bun display extern de pe piață. Este vorba despre Xiaomi Mix Flip, primul telefon pliabil de tip flip de la Xiaomi. M-am jucat un pic cu el, am descoperit două aturi care sunt senzaționale și câteva părți mai puțin plăcute, vă spun imediat despre ce este vorba. În primul rând, pachetul telefonului este masiv, iar în cutie nu găsiți doar telefonul, așa cum se întâmplă în mod normal, ci și un cablu de încărcare USB-A, USB-C, un adaptor de rețea gigant care încarcă la 67W, dar și o husă, deci puncte bonus ca de obicei Xiaomi la acest capitol. Construcția sa este solidă și da, se simte premium, are niște margini glossy din aluminium. Aici pe spate are o bucată de plastic negru mat, iar displayul exterior este lucios și rotunjit. Dacă vreți un termen de comparație, este un pic mai lat și doar un pic mai gros decât Flip 6. Cele două camere sunt dispuse vertical, nu orizontal ca la celelalte modele de pe piață. Singurul lucru care nu mi-a plăcut la capitolul design este faptul că aceste margini glossy cam alunecă și uneori te împiedică să-l deschizi așa repede. Nu știu, parcă e mai greu de deschis decât alte flip phone-uri. Balamaua pe exterior este branduită cu logo-ul Leica și este foarte bună. Telefonul stă deschis indiferent de unghiul la care îl pui, indiferent cât de larg este acel unghi. Și reacționează la fel de bine și în privința unghiurilor ascuțite. Nu se închide el automat. Telefonul se închide perfect și nu rămâne nicio fantă așa cum se întâmpla pe vremuri la alte flip phone-uri. Cuta de pe display-ul interior este la fel ca pe celelalte modele, în sensul că nu este nici mai puțin vizibilă, dar nici mai pronunțată sau mai enervantă. Display-ul acesta extern mi se pare superb, este un display de 4 inch, protejat de Xiaomi Shield Glass, deci nu de Gorilla Glass, are rezoluție 1.5K, refresh rate de 120Hz, HDR 10+, și luminozitate maximă de 3000 de nits. Este net superior celui de pe Flip 6 și probabil că este cel mai bun cover screen de pe piață în momentul de față. Display-ul mare intern este un LTPO de 6.86 de inch, rezoluție tot 1.5K, refresh rate de 120Hz, Dolby Vision, HDR 10+, și luminozitate maximă de 3000 de nits. Singurul lucru care nu mi-a plăcut la acest display este faptul că din fabrică vine calibrat cu niște culori foarte saturate. De regulă pe mine nu mă deranjează modul vivid al telefoanelor, dar aici efectiv a trebuit să schimb profilul de culoare instant pentru că pur și simplu culorile erau prea agresive și nenaturale. Acest display cover este foarte bine gândit, iar Xiaomi reușește cumva cu ajutorul interfeței să pună în valoare inclusiv spațiul acesta mic, de deasupra sau de desubtul camerelor, depinde cum îl privești. Nu merg toate aplicațiile pe display-ul mic, în schimb ai destul de multe dintre care să alegi, parcă mai multe decât la Flip 6, e doar o impresie. Ai Facebook, Google Maps, Chrome, YouTube, TikTok, Spotify și așa mai departe. Și la camere Xiaomi Mix Flip excelează. Camera principală este cea cu modul de 50 de megapixeli, cea de-a doua cameră este tot de 50 de megapixeli pentru zoom de 2x. Așadar, Xiaomi a ales să nu pună o cameră ultra-wide pe acest model. Fotografiile sunt destul de bune, telefonul focalizează instant, totul e în regulă. Cu o singură mențiune, deși am modificat profilul de culoare și l-am setat de pe Leica Vivid pe Leica Authentic, tot mi se pare că fotografiile au un contrast un pic cam mare și parcă sunt ușor cam supra-saturate. Iar fotografiile cu zoomul digital 4x, mai bine nu, sunt un pic cam întunecate, nu știu, nu îmi plac deloc. Altfel, pe partea de video, Xiaomi Mix Flip filmează 8K până la 24 de cadre pe secundă. Singurul din categorie care face asta, de altfel, celelalte se opresc la 4K. Camera de selfie din interior, cea de tip punch hole, este o cameră de 32 de megapixeli cu f2.0, însă fiind un flip phone, eu vă recomand să folosiți întotdeauna camera principală. Bateria este una de densitate mare de 4780 de mAh, din nou cea mai bună baterie din clasa sa
Și de asemenea și încărcarea la 67W este super rapidă, again, best in class. Chipsetul este un Snapdragon 8 Gen 3, la fel ca pe Flip 6 și, sincer, singurul alt mic compromis pe care l-am mai găsit este faptul că portul USB este doar un USB 2.0, nu 3.2 cum este la Flip. Oricum, asta nu contează decât dacă obișnuiți să transferați foarte des poze sau fișiere pe cablu. În concluzie, Xiaomi Mix Flip este un telefon flip excelent, cu cel mai bun cover screen din clasa sa, cea mai mare baterie și cea mai rapidă încărcare. Și camera este excelentă, însă după o utilizare destul de limitată, am rămas cumva cu impresia că cei de la Xiaomi sau Leica ar trebui să o mai ajusteze un pic pe partea de software. Nu mai rămâne de văzut decât prețul cu care se va lansa în România, pentru a vedea cum se poziționează față de rivalii săi principali, adică Samsung Z Flip 6 și Motorola Razr 50 Ultra. Mulțumesc că v-ați uitat, lăsați un comentariu cu părerea voastră despre clip sau despre telefon și dați un like și un subscribe dacă vreți să vedeți și mai multe astfel de clipuri de la mine. Salutare!